L-a sugrumat pe copilul ăla. Da. Mai avea puțin și de dea. Dacă nu erau camere, l-a articulat. Zici? Da, sigur. Pe maftei. Da, da, da. Îi dădea două scatoalce. Da. Dar acolo, fiind uite, camerele, s-a abținut. Bine, nu știi ce s-a petrecut la vestiare după aia, că asta e în prima repriză. Nu știi la pauză. L-ai urmărit exact pe maftei cum a ieșit, dacă a ieșit bine? Ce te că l-a băgat stânga. Asta înseamnă mai dovadă de încredere. Când s-a accidentat fundașul central și l-a trecut pe Vinie Silva... Hai să-l ascultăm, că e chiar maftei și poate cine știe. Poate că l-a întrebat, nu cred. Eu sper. Hai să vedem. Bună seara, David Maftei, omul meciului în această seară. O remiză pentru voi. Rămâneți neînvinși. Cum este acest rezultat? Bună seara. Nu cred că eu am fost omul meciului. Cred că echipa a muncit foarte mult. Eu cred că am făcut o primă repriză foarte bună și a doua cred că am făcut o repriză și mai bună. Am atacat, eu cred că am dominat tot meciul, am fost peste ei, am venit cu centrări, ne-am creat ocazii, dar din păcate un rezultat de 1-1 și cam asta este. Spune-mi cum a fost pentru tine, pentru că ai jucat în repriza a doua, ai schimbat așa poziția, cum a fost? Da, fundaș dreapta, fundaș stânga, cred că este cam același lucru, doar că sunt pe picior invers. Deci, pentru mine este cam același lucru, nu e nicio diferență. Care-i secretul vostru? Aveți un start de sezon foarte bun, lumea a început, așa să se uite la voi. Da, noi muncim foarte, foarte mult în fiecare zi și la meci încercăm să dăm 100%. Avem principiile noastre și eu cred că facem o treabă foarte bună. Zi-mi, în prima repriză ai fost puțin urecheat, să spunem așa, de Dorinel Munteanu. Ce anume ți-a spus? Părea așa că te ceartă. Să fac mai mult, mai mult, mai mult. Știți cum este dânsul, dar nu este nicio problemă. Suntem obișnuiți cu asta. Nu este nimic, nu a fost nimic. Vă ajută foarte mult stilul acesta care încearcă așa tot timpul să... Da, da, cred că te ține în priză 90 de minute, ești foarte concentrat la fiecare fază, în fiecare moment al meciului și ne simțim foarte bine. Când te uiți pe clasament, credeți că puteți să duceți această luptă până la final? Nu, cred că acum este foarte important clasamentul. Important este să luăm fiecare meci în parte, să muncim la fiecare meci și să luăm cele 3 puncte la fiecare meci. Asta este cel mai important. Și apoi vedem unde vom fi clasați. Au fost două faze analizate la monitorul VAR de către arbitru și aș vrea să știu cum ați văzut voi faza aceea în care mingea l-atinge pe Cârjean în mână. Sincer, eu nu am văzut faza atât de bine, dar dacă domnul arbitru s-a dus la VAR și a considerat că nu este nimic, înseamnă că nu a fost nimic. Mulțumesc! Mulțumesc și o seară bună! Bună, aș rămâne la discuția despre momentul respectiv, pentru că e o consideră normală. Cred că e o discuție care trebuie purtată despre principiu, despre felul în care trebuie educați sportivii, despre exemplul pe care Dorinel Munteanu îl dă. Pentru că, da, acum 30 de ani nimeni nu se mira, da? Și dacă îi dădeau o scatoalcă, și dacă luai de gât, și dacă făceai tot ce a făcut el acum. Păi ultimele care au fost în fotbalul nostru? Cred că Leo Gruzavo l-a pus pe Golovka. Cu Golovka? A mai fost ceva? Cred că l-a fost ultimul. Ceva și cu a Cârțu. Fost și cu Leo Gruzavo tot pe la Șepșii. A mai prezit pe unul, dar nu s-a văzut aia. Era la vestiar, l-a prezit la vestiar. La intimitatea lor. Se mai întâmplă, pe la antrenamente. Eu cred că s-au mai petrecut. Dar alea pe care le-am văzut noi. Da? Am văzut cu Gabi Stan la copii, când îl ia pe ăla și dă una după cap la recent. Golaț, cred că a prezentat materialul respectiv. E o întrebare, dacă mai poți să faci așa ceva, mai trebuie, mai e indicat în vremurile noastre? Pentru că băiatul părea că nu are niciun fel de problemă. În același timp, poate maftei să zică, nu, domne, nu-mi place chestia asta, nu e regulă ce-mi face? Nu, dar nu-mi place că se petrece cu un jucător de 19 ani, da. 20 de ani. Ia-l pe și Vulici și trage-l așa, dacă ești băiat pe vârful de atac. Sau pe Iurici. Sau pe Iurici, dacă ești așa hotărât. Stai pe copilul ăsta, nu știu, adică el a fost problema în angrajul oțelului? Nu. Probabil nu a avut nicio reacție, că probabil sunt și obișnuiți. Probabil să mai întâmplă. Și e în regulă să fii obișnuit? Că el spune... Tu ai 19 ani, Dorinel Munteanu are 50 și cât are? 6, 7? Și cine a fost Dorinel Munteanu? Adică ce reacție să ai? Nici nu ai ce reacție să... Nu știi cum să scapi de acolo mai repede. El a tratat-o cu un zâmbet, ce suntem obișnuiți cu dorința dânsului de a... Ok, dorința se poate manifesta în fel și chip, da? Poți să ai dorința de a
de a, cum să spun, de a câștiga și să ți-o manifeste încurajându-ți să într-un fel jucătorii și poți și să iei de gând. A trăit ca jucător și o mare parte a creierii de antrenor într-o perioadă în care chestiile astea erau absolut normale. Bun. Și atunci și e greu. E greu să se mai schimbe. Te-ai luat bătăi, cred că. E greu să se mai schimbe. Bătăi. Și te palme după ce a fost. Și ceva de genul ăsta și... E greu să se mai schimbe. Și mai rău de... Adică ți-ai luat bătăi. Bătăi. Mi-era frică să intru în vestiar la pauză. Ok. Deci e greu să mai schimbe un antrenor la vârsta asta. Mai ales, unul coleric. Da, dar nu te adaptezi la, nu, la nu vremuri? Te adapta. Și ce părere au părinții copilului ăsta? El a stat la bătaie cu un suporter. Ține minte, acum câteva meciuri. Da. E drept un suporter care îl înjura în continuu. O să-i mulțumească pentru faptul că oțelul e acolo unde este. E asta sau am devenit noi prea sensibili? Cred că am devenit și foarte sensibili. Că și asta e o întrebare. Adică... Și camerele prea multe și prea focusate. Bă,